avea dozele necesare pentru a vaccina 10 milioane de români la sfârșitul lunii iulie. Deci suntem mergem mai repede decât ne-am programat, dar este important ca toată lumea să vrea să vaccineze. Și vom putea vorbi de 10 milioane de persoane vaccinate la sfârșitul lunii iulie. Ceea ce clar arată, sunt 70% dintre persoane adulte și putem să vorbim clar de o redeschidere a economiei aproape în totalitate. Bună seara și bun găsit! O nouă săptămână, o nouă ediție din Primetime. Am început cu premierul Câțu, care dis de dimineață nu a profețit revenirea la normalitate. Ne-a spus că din 1 iunie ne întoarcem la ceea ce înțelege domnia sa prin normalitate. Pe București, zice, avem o stabilizare, chiar scădere, certificatul verde european nu se va aplica în România, o serie de declarații, unele controversate. Plonjăm în discuție, vă prezint invitații mei, de vreme și la timp în studio, că zic așa, doamna Lalu, o prezență de care mi-a fost dor. Bună seara, doamnă, avocat. Bună seara, mulțumesc. Doamna Tatoiu, bună seara, doamnă. Cum să nu fie dor de doamna Tatoiu, mie și telespectatorilor, adică ar fi într-un fel. Bună seara. Și eu l-am urmărit pe Câțu azi de dimineață și mi-a stricat pofta de Dar mai ales domnului Câciu, Adrian Câciu, bună seara! Bună seara, să rămână, doamnelor! Tudor Ciocodaru, europarlamentar, bună seara de la Iași, da? Sau Bruxelles? De la Iași, deci în Bruxelles, de la Iași, la spital, de la covidărie, aș putea spune, da? Ia spuneți, domnul Ciocodaru, că sunteți doctor, vedeți redeschiderea, nu? Revenirea la normalitate, cum profețește premierul Câțu de la 1 iunie, după ce criterii, în baza căror date? Asta vreau să întreb și eu. Nu știu, are un bol de cristal, a ghicit, e mama omida, știe ceva ce noi știm, nu știm. Iar apropo de faptul că certificatul verde nu se va aplica în România, haideți să vorbim puțin și despre Bruxelles, pentru că tocmai acum am depus amendamentele peste acest certificat de vaccinare, pentru că dacă avea și domnul Câțu măcar pe cineva care să urmărească ce a propus Comisia Europeană, se spune foarte clar, la final, ce e drept, două rânduri mici. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Punct. Dacă mai era ceva de spus. Iar din acest punct de vedere, mie mi se pare o neglijență criminală, indiferență, incompetență, să nu ții cont de ceea ce fac alții în acest moment și să vii cu mama omida spusă pe 1 iunie, bazată pe ce? Eu înțeleg că premierul probabil este îngrijorat de faptul că lumea a ieșit în stradă în primul rând de foame și dacă nu murim de coronavirus ar putea să murim de foame înainte, iar de un an de zile, domnul Bucur, eu m-am cam săturat să-mi răcesc gura. Spun aceea strategie coerentă, o strategie bazată pe dovezi științifice. Pe mine mă interesează viața oamenilor și știința. Iar testarea extinsă, regulată, gratuită, este cea mai eficientă metodă din punctul de vedere a întreruperei lanțului epidemiologic, a depista un pacient la timp, a-l trata la timp, în așa fel încât să nu ajungă la terapie intensivă. Domnule doctor, noi știm de un an că nu avem nici gratuită, nici extinsă. Vreau la caz și părerea doamnei Lalu și apoi vreau să vedem materialul pregătit de colegii din redacția Știri cu declarațiile care, iau-te, ne pun pe jar ale premierului Câțu, care ne arată, nu, luminița. Ne trebuie o luminiță, să nu o luăm razna cu toții, nu, doamna Lalu? Știți, mă gândeam la ce ne spunea domnul doctor Ciuhodaru. Dânsul de un an de zile pledează pentru testarea extinsă. Însă mă miră totuși ca medic că domnul doctor trebuie să știe și știe cu siguranță personalul de care dispune și calificarea acestuia, personalul medical din România. Ori la testele rapide avem experiența ultimelor luni. Este foarte multă lume care se testează rapid și care rămâne acasă sau nu comunică că sunt infestați cu virusul SARS-CoV-2. Deci eu cred că ar trebui o mai bună organizare eventual cu voluntari de Crucea Roșie, cu voluntari de la Crucea Alb-Galbenă, de la diverse organizații care să facă aceste testări în școli. Pentru că, într-adevăr, a testa, a fi persoană nepregătită în acest domeniu, poți să contaminezi testul și atunci efectiv arunci banii pe aceste teste. Deci testarea este o procedură pe care o aplică anumite state, dar nu toate statele. De exemplu, în Germania nu este obligatorie la descinderea pe teritoriul Germaniei, ci este voluntară, semnezi o declarație dacă vrei sau să nu fii testat. În schimb, din 30 martie, Germania cere la absolut toate țările, fie europene, fie non-europene, la îmbarcare în avion, chiar dacă ai fost vaccinat, testare cu 48 de ore pe model PCR, deci cu Q
cod pe care ți-l verifică la îmbarcarea în avion. Există măsuri, într-adevăr, de prevenție, adică această testare ne va da, să zic așa, oglinda fidelă a infestării cu acest virus. Problema este cine o face, cum o face, în ce condiții o face. Doamna Tatoiu, sigur, vreau să vorbim și mai ales cu... Doar puțin, doamnă. Haideți, vă rog. Deci, tot acea Germania oferă două teste gratuite pe nu masă. Nu este adevărat, domnul. Marea Britanie. Domnul Ciuhodaru, nu este adevărat. Eu am socri de 90 de ani, nici nu au fost vaccinați până la această oră, nici nu au fost testați. Nu vorbesc de vaccinare, vorbesc despre testare. Nu, nu, nu oferă nimeni decât 5 măști gratuite prin sistemul de asigurări de stat. Atât se oferă. Nu vorbeam de măști, vorbeam de teste. Nu, nu oferă nimeni. Iar din acest punct de vedere, dacă este chiar așa de complicat, poate ne pun în loc cu filmelor astea frumoase, cu și eu mă vaccinez și toate celelalte. Un film de asta instructiv, pentru că s-au făcut, de exemplu, în Italia, în vârful pandemiei, s-au făcut în farmacii. S-au putut face cu voluntari în Anglia, în vârful de pandemie. Se pot face și se trimit în țările europene acasă, se face o poză, se trimite medicul de familie. Există și voință, dacă există și putință, și cred că educația pentru a face aceste teste corespunzător nu este atât de dificilă. Există, domnule doctor, am înțeles, există mult PR în schimb, pentru că eu nu văd altfel, nu, doamna Tatoiu, o acțiune asta decât una eminamente de PR, cu pacea socială pe care caută premierul Câțu, chemăm toate forțele acestei țări, toate ministerele, sindicate, patronate, nu, domnul Câțu, să facă așa un supracomitet interministerial ca să ne pregătească pentru revenirea asta la normalitate. Ce nu cred că a văzut domnul Câțu, în seara asta a apărut știrea, printre noi, în Românica, circulă o tulpină mai nouă japoneză, care face ravagii în Japonia. Se cheamă E484K. E a patra tulpină, SARS-CoV-2, care amenință întreaga omenire și e depistată și la noi. Au segregat-o, secvențiat-o la Suceava, culmea. Deci ce revenire unde? Domnul Câțu a început prin a arunca în neant niște subiecte. Unul dintre ele se referă la pașaportul verde. Da? Nu e vorba că nu îl facem, că vrem noi să respectăm drepturile omului. Nu îl facem pentru că nu suntem în stare. Infrastructura cerută de Bruxelles. Deci nu suntem în stare să ne aliniem la cerințe. Noi nu suntem în stare să trecem în informația privind testările care se fac în centrele private. Cum să fim în stare să trimitem online într-un sistem ce nu suntem în stare? Deci el n-a spus asta, el a zis că nu se facă. Nu că nu pot ei, că este chestia cu drepturile omului. Prima chestie. A doua treabă. N-am văzut niciun jurnalist să-l întrebe, cu subiect și predicat pe domnul Câțu, dacă a bugetat în bugetul aprobat de cumpărarea de teste și distribuția de teste. Și o să vă spun că răspunsul este nu. Nu există bani în buget. De asta ministrul sănătății aruncă la ministrul educației. Ministrul educației, săracul de el, zice n-am să faceți voi, pentru că nu sunt bugete pentru teste. E scandalul cât casa. Bun, premierul Câțu spune că economia va dudui, dar în august, o provocare pentru domnul Câțu. Salut pe Tudor Ionescu, secretar general adjunct ALDE. Bună seara. Haideți să vedem declarațiile premierului Câțu de azi dimineață și apoi discuție fierbinte în platou. Prim-ministrul Florin Câțu a susținut o conferință de presă pentru a prezenta câteva subiecte cheie pentru perioada următoare. Cel mai important subiect privește campania de vaccinare. Sunt două luni foarte importante pentru noi, lunile aprilie și luna mai. Pentru că în aceste două luni vom avea aproape 8 milioane, 8,3 milioane de doze de vaccin care intră în România. Și sunt foarte importante pentru că la finalul lunii mai ar însemna în cel mai pesimist scenariu să avem aproape, cu siguranță, 5 milioane de persoane vaccinate, și vă spun de ce este important, și într-un scenariu mai optimist, 6,3 milioane de persoane vaccinate. Astfel, previziunile făcute la începutul campaniei de vaccinare au devenit mult mai optimiste acum. Vom avea dozele necesare pentru a vaccina 10 milioane de români la sfârșitul lunii iulie. Deci mergem mai repede decât ne-am programat. Dar este important ca toată lumea să vrea să se vaccineze. Și vom putea vorbi de 10 milioane de persoane vaccinate la sfârșitul lunii iulie.
ceea ce clar arată, sunt 70% dintre persoane adulte și putem să vorbim clar de o redeschidere a economiei aproape în totalitate. Premierul a lăsat impresia în urma declarațiilor că se așteaptă la o stagnare a numărului de vaccinări. Potrivit autorităților, în acest moment sunt în jur de 700.000 de persoane pe listele de așteptare, ceea ce reprezintă o mică parte din obiectivul de 10 milioane de persoane vaccinate. Florin Cîțu a vorbit pentru prima dată de înființarea unui comitet interministerial care va avea responsabilitatea de a pregăti redeschiderea economiei. Acest comitet interministerial, bineînțeles, am spus că va include toate ministerele. Mă gândesc, bineînțeles, să includem ca invitați, nu ca membri, și asociații și patronate, vom avea discuții cu ei. Avem timp să pregătim redeschiderea și am arătat clar că atunci când programezi, când ai discuții înainte, rezultatele sunt bune. La final, prim-ministrul a cerut oamenilor să mai aibă puțină răbdare și a oferit asigurări că dacă oamenii se vor vaccina, vom trece mai rapid peste această perioadă. Domnule Căciu, e rândul dumneavoastră, la cald, un comentariu. Acest supra-comitet național care pregătește revenirea, reîntoarcerea la viața normală, ce e asta? Bun, trebuie să vedeți conferința de presă a domnului Cîțu de astăzi în antiteză cu conferința de presă a domnului Voiculescu de ieri. Pentru că domnul Voiculescu de ieri ne-a îngropat țara, ne-a îngropat pe toți, eram toți terminați și eram într-o zonă de dezastru național și singura scăpare era o solidaritate ca la Revoluție sau ca la războiul din 45 sau 44. Iar domnul Cîțu a venit astăzi cu niște mesaje extraordinar de optimiste, lucrurile nu sunt chiar așa, lucrurile stau mult mai bine, suntem pe calea cea bună, deschidem economia. Deci, practic, este un război Cîțu-Voiculescu, prin mesaje subliminale, practic nu s-a făcut nimic nou sub soare nici ieri, nici astăzi. Suntem în aceeași situație destul de dramatică. Dar cui folosesc subliminalele astea, că lumea nu are răbdare să le prinde, iertați-mă. Păi nu, este spectacol mediatic între ei. Adică noi suntem, știți cum e, noi oricum suntem fiecare pe compropriu, nu suntem la un nivel organizat, cum își dorește domnul Ciohodaru, cum își dorește poate toată lumea. Nu există organizare deocamdată la autoritățile române. Pe de altă parte însă, Cîțu știe foarte bine, așa cum știu și eu și știu toți oamenii care au acces la informații, că dacă mergem în trendul Comisiei Europene sau al Europei, riscăm să avem încă un an de pierdere economică, de contracție economică. Pentru că păcălealea cu mecanismul de redresare și reziliență nu aduce lichiditate în economiile statelor membre în acest an. Datoriile cresc, deficitele cresc, fiecare trebuie să descurce pe cont propriu. Și atunci, evident, orice țară condusă de oameni cât de cât cerebrale ar trebui să găsească soluții punctuale interne. Asta ne încurcă exact ce spune acum domnul Ciohodaru, că există intenția să facă niște regulamente de astea gen pumnul în gură, în care măsuri care nu sunt dintre cele mai bune din perspectiva efectelor economice să fie impuse, fără să ține cont de efectele nocive toxice asupra societății. Aici este o mare problemă, iar Europa, dacă nu se trezește, o să suferim cu toții. Cîțu știe asta. Joacă acum pe cartea polițistul bun, după ce, în urmă cu o săptămână, chiar el era polițistul rău care anunța restricții. Deci, să nu credem cumva că s-a luminat peste noapte și avem de-a face cu un geniu pustiu care are și autoritate. Am înțeles. Vreau și părerea lui Tudor Ionescu. Domnule Ionescu, vi se pare că încearcă să ne distragă atenția de la mizeria asta de restricții? Că am văzut cozile s-au mutat la benzinărie, e o problemă. Zeci de oameni, după ora 6, stau să-și iau o bucată de pită de la benzinărie, că știți că unele, Petromul, de exemplu, au un fel de supermarketuri din astea, sau ce mai găsești pe acolo? Păi, e vina noastră. Ce tot ne-am învățat atâta să mergem la magazin de mai multe ori în zile diferite sau de mai multe ori în aceea zi? Ne-a spus-o secretara lui Vlăduț Magicianu, secretara de stat, da? Doamna Andreea Moldovan. Ce tot atâta ne-am obișnuit cu libertatea asta și mobilitatea asta excesivă? Deci, în anul prefectul, 2021, prefectul, azi, că dacă la 31... Aștept până a doua zi. Corect, corect. Deci la 31 de ani de la, recâștigarea democrației, am înțeles că noi românii beneficiem de o mobilitate excesivă. Adică putem să ne mișcăm prea mult. Deci ce tot atâta ne văităm? Să zicem încă mersi că nu suntem pe numere pare și impare.
Pentru că bănuiesc că asta urmează acum, după care urmează probabil cartelele și alte astfel de metode pe care le gândesc probabil domnii de la USR Plus, nu? Mă gândesc la Ministerul Sănătății și evident, și eu sunt aici perfect de acord cu domnul Căciu, în sensul în care este un conflict, v-am mai spus și o mai repet, nu există o poziție mai puternică la adresa acestui guvern decât cea pe care USR Plus o face la adresa PNL-ului. E foarte simplu. Iar acest lucru, din când în când, apare, iată, în conferințe de presă, unde domnul Câțu bănuiesc, astăzi a simțit nevoia să mai pondereze puțin din ce s-a întâmplat ieri. Problema este că ne-am prins și noi. Domnule doctor, da, vă rog. Atunci interveniți dumneavoastră, nu mai așteptați să primiți microfonul, cum ar veni. Nu, îmi cer scuze, domnului doctor. Doar atâta. Vedeți, suntem puși în situația de multe ori să comentăm tot ce zic niște anonimi ajuns pe țeavă în funcții de demnitate publică. Eu știu că nu vă place, dar e fix prim-ministru țării. Nu. Mă refeream la domnișoara aceasta, doamnă, că este despărțită în fapt. Dacă ați citit declarația dânsei de avere, râzi de mori. Scrie despărțită cu litere mari, în cu litere mici, fapt cu litere mari. Deci probabil că era și nervoasă când a vrut să zică în fapt, da? Ca să știe și bărbatul care, mă rog, îmi cer scuze. Că da, doamna doctor Moldovan conduce ministerul de fapt. A, păi are mai multe atribuții decât ministrul însuși. Deci, un moment. Să-i mai delege și lui puține. Vă rog, domnul Căciu. Atâta, vreau să punctez că suntem de multe ori obligați să comentăm pe declarațiilor anonimi încă o dată ajungi în funcții de autoritate, care își permit, dacă vreți, să educe societatea după ce că ei n-au făcut nimic în viața lor. Ei trebuia să fie... Uite, doamna Tatoiu. Doamna Tatoiu are o carieră în spate. Toată lumea o știe. Niciodată nu o să poți să pui la îndoială cariera doamnei Tatoiu. Păi, comparați-o cu o doamna Moldovan, că n-a auzit nimeni de doamna Moldovan. Doamna doctor Moldovan a fost șefa secției de infecțioase de la spitalul din Brașov. Vă dați seama ce secție deci... mare dacă noi n-am auzit niciodată de doamna Moldovan. N-a avut nicio... De Rafil a auzit toată lumea. De Cercel a auzit toată lumea. De Imbri a auzit toată lumea. Adică de Ciohodaru a auzit toată lumea. Dar de doamna Moldovan, mă scuzați, poate sunt eu mai incult. Cer scuze. Domnul Căciu, încercați să spuneți că... Nu, doamna, m-am uitat pe CV-ul ei, că asta îmi place, să caută dosare. Doamna despre care discutăm, a avut un traseu profesional, a fost la școală, a fost pe afară, a studiat, dar este suficient de tânără să nu înțeleagă diferența dintre cercetare științifică și ce-o fi făcut ea până la vârsta asta și realitățile României. Deci eu vă spun, și eu am trecut prin asta. Am coborât la catedră într-un sector sărac din București cu idei în cap, cu cercetare, am lăsat corigent jumate din elevi și m-am ales cu o piatră în cap într-o noapte. Că nu i-am înțeles. A fost vina mea. Da. Problema este că doamna nu are ce să caute în poziția asta, pentru că are studii, dar nu are practică. Cum are domnul Ciuhodaru, cum are domnul Rafila. Ca să conduci o țară, nu e suficient să ai studii făcute pe bune. La Boiculescu nici măcar asta nu e în discuție. Deci nu are exercițiu operativ. Are doar ce a învățat prin școală. Dar socoteala din școală nu se potrivește cu aia din târg. Da. Și face greșeli peste greșeli. Dar a fost aleasă special de Voiculescu ca să treacă golovanul în capul ei și nu la lui. Alt celebru, gata, îl las pe domnul doctor. Alt celebru, domnul Voiculescu, care... Pe cuvânt, bun, dacă nu da, era... Dacă tot ați dus discuția totuși, spre doamna Moldovan, vă rog, domnule Ionescu, vreau să aduc discuția nu pot... declarația lui Tătaru. Dacă mă uit, la domnul Tătaru, da? Cumva voiam și eu să spun... 80% dintre directorii de spitale din România n-au ce să caute acolo. Dar ce-a păzit până acum? Eu voiam să fac o paralelă între numele Moldovan, secretar de stat, pe vremea domnului Tătaru, și anume un medic chirurg renumit la nivel național și european, și doamna Moldovan, care, bun, sunt de acord cu doamna Tătuiu că poate are niște studii, poate a și condus o secție, nu niciun fel de problemă. Problema este ce aud eu ca tânăr, cetățean român, din gura acestei doamne. Aud anul trecut că jucătorii de fotbal trebuie să joace cu mască pe față. Aud acum că prea mergem noi la magazine de mai multe ori pe zi și hai să ne mai obișnuim că prin vest
se mai închid magazinele și pe la ora 6-7. Da, sunt de acord. Ce salarii au cei din vest? Ce infrastructură au cei din vest? Etc. etc. Și o aud pe doamna Moldovan care ne spune toate aceste lucruri și că avem o mobilitate excesivă. Ce e mobilitate excesivă? Este una din cele patru libertăți fundamentale ale Uniunii Europene. Pe asta este clădită Uniunea Europeană. Libertatea de mișcare. Nu spune libertate într-o anumită limită, până la un anumit prag. Libertate de mișcare înseamnă libertate de mișcare. Asta este problema, de fapt, cu doamna Moldovan și aici nu cred că ține de studiile dumneai, ci de modul dumneai de gândire și de abordare a societății. Asta este foarte periculos, pentru că prin aceste afirmații ale dumneai denotă modul său de gândire, care este pe o linie, din punctul meu de vedere, care nu are nicio legătură nici cu libertatea, nici cu democrația, nici cu România așa cum ne-o dorim. Asta este părerea mea și acestea sunt argumentele. Are legătură cu Greta și teoriile ei privind limitarea mobilității și întoarcerea în peșteri. Are legătură. Posibil, da. Ăsta este mesajul Gretei. Dar mă scuzați, Greta n-a terminat nici liceu. Bun, oameni buni, umblați iar la subliminale, doamna Tatoiu. Hai să ne întoarcem la evidențe, da? Și restricțiile, domnule doctor, pe bune. Vă dau câteva exemple. Germania s-a renunțat la liniștea de Paște, da? Franța intră în al treilea lockdown. Belgia, frizeriile, e cazul meu, ca Nicușor Dan o să ajung în direct în curând, că nu e în carantină, n-am o să mă tund, e închis tot. În Belgia trebuie să merg, că s-au deschis. Ba nu, s-au închis din nou frizeriile. Spania, măști obligatorii la plajă. Portugalia, pas spre redeschidere. Grecia, mobilitate doar cu un motiv întemeiat. Bulgaria, prânzul în aer liber. Au fost alegeri la ea, vai de capul lor. Doar două persoane se pot întâlni în Cehia. Ungaria, intră în pauză. Suedia, relaxări relative. Olanda, incidență extremă. România, recorduri negative. E așa, domnule doctor, sau nu? Să știți că eu mă uitam acum, am întrebat Comisia Europeană ce ar trebui făcut și mi-a răspuns și Comisia Europeană cu 3 zile și am spus mereu același lucru, iar acum o spune, vă repet, Comisia Europeană, măsurile naționale de răspuns sunt de competența statelor membre, iar Comisia a coordonat împreună cu statele membre răspunsul la nivelul Uniunii Europene, dar să știți că n-a spus nicăieri lockdown, dar chiar nicăieri n-a zis lockdown. Chiar din contra a zis că această cheie de răspuns este la testele rapide. Și domnul Bucur, haideți să vă citesc. Dar scriați răspunsul de la Bruxelles, că așa vine mereu. Păi da, da, da. Un front comun pentru a învinge coronavirusul. Ce spune Comisia că ar trebui să facă statele membre? Statele membre, și încă din ianuarie, noi suntem acum în aprilie, statele membre ar trebui să-și actualizeze strategiile de testare pentru a ține seama de noile variante ale virusului și, atenție, să extindă utilizarea testelor rapide. Statele membre ar trebui să vizeze atingerea unui procent de... Ce a făcut România? Nic. Deci nu știu dacă am depășit, n-am ajuns niciodată la cele 50.000 de teste făcute în fiecare zi și aș putea spune chiar este sinucigașă această atitudine în care nu folosești un instrument atât de simplu. Statele membre ar trebui să vizeze atingerea unui procent de 50% de secvențiere a rezultatelor pozitive la teste. Ce a făcut România? N-a făcut nimic. Sau ar trebui să intensifice campania de vaccinare în întreaga Uniune Europeană. Și atenție, este vizată 70% din întreaga populație adultă care urmează să fie vaccinată până în vara anului 2021. Vara, nu știu la care se referă, oficia calendaristică pe 1 iunie sau cea astronomică pe 21 iunie, dar este clar, este evident că România nu va atinge 70% din vaccinarea populației până la începutul verii, exact cum se recomandă, și chiar mă uitam că nu suntem nici pe locul 3, cum se lăudau 1, nici pe 3 după 10, nici pe 13, nici pe 16, nici pe 23. Astăzi suntem pe locul 26 la nivelul țărilor europene în ceea ce privește vaccinarea și gândiți-vă că aici vorbim de o cursă contra cronometru. O câștigi sau o pierzi. Până una alta, românii vor să se vaccineze, dar n-au unde în Republica Esențialilor România. Trebuie să fie aplicate măsuri pentru a reduce și mai mult riscul de transmitere legat de mijloacele de călătorie. V-ați uitat la metrou din București sau la tramvaile din Iași și chiar mă întrebam apropo de măsurile astea aberante cu ora 18 închis magazinele, prin ce studiu, de unde le-au scos, că le-am căutat și eu și nu le-am găsit. Și mă întreb de ce puteau să stea magazinele, hipermarketurile deschise când era vorba despre pandemie, de ce puteam merge la la votare atunci când era un număr important, poate chiar mai mare decât acum și nu erau astfel de restricții severe. De ce nu
se pot aplica acele măsuri în care așa fel se asigură distanțarea. Și vă zic, o măsură simplă pe care am văzut-o prin multe state europene este să ai un număr de cărucioare la intrarea în magazin, în care garantează că numărul celor intrați acolo este exact cel care este permis de spațiu și de circuite. Este simplu, fără masca pe figură la meciul de fotbal se poate trăi și în Europa. Deci, repet încă o dată, Uniunea Europeană nu a spus nimic despre lockdown, a spus despre teste rapide, de a testa minim 0,1% din populație în fiecare zonă, și mă uitam că avem zonele așa zis verse care se fac 3-4 teste. Nu știu, n-au ajuns la unitatea de privire a urgențelor din județul respectiv 3-4 pacienți în ziua respectivă care să aibă simptome respiratorii, care să fie testați măcar în baza definiției astea aberante de caz. E de noaptea minții, suntem, știți cumva, ca în legile lui Murphy, facem aceleași greșeli, facem aceleași măsuri aberante, facem aceleași restricții care nu duc nicăieri, iar sperăm ca rezultatele să fie cu totul și cu totul altele. O strategie coerentă era spusă încă de la început și am băgat-o pe strategia Comisiei Europene, deci pe lângă testarea asta extinsă, regulată, gratuită, se vorbea despre creșterea capacității de terapie intensivă. Și domnul Bucur, se știa de valul 3 de prin noiembrie. Într-un an de zile, 10 milioane de euro costă un spital ăsta modular care stă închis de vreo 3 luni de la Lețcani, are 100 de paturi de terapie intensivă, mai are încă vreo 200 de paturi de tratament alte forme de coronaviroză. România de panseluțe, borduri, unifarm, măști neconforme și ce mai vreți dumneavoastră, putea să aibă cel puțin 8 astfel de spitale în fiecare regiune de dezvoltare, adică 800 de paturi de terapie intensivă, și să nu mai vedem, doamna Moldovan era parcă șefa secției de infecțioase de la Brașov, nu? Da. Acolo unde vedeam cozile alea lungi cu salvări că nu mai pot primi pacienți. A fost manager până când s-a mutat la Ministerul Sănătății în noiembrie, adică a controlat acea pandemie acolo. Bun. Deci puteam să avem aceste utilități, puteam într-un an de zile să coordonăm în așa fel încât medicii de rezidenți de anul 5, de infecțioase, de terapie intensivă, de medicii de urgență, să-și dea mai repede specialitatea, să poată lucra sub coordonarea unui medic cu mai multă experiență și nu ne-a mai fi plâns despre personalul insuficient în această perioadă și lucrurile ar fi fost ținute sub control. Deci lucrurile sunt foarte... și mai este o problemă, că tot am cerut la nivel european ca vaccinul să devină bun public. Comisia a cerut statelor membre să identifice zone în care se pot face vaccinul, de la producție, fiolaj, până la faza finală. Au fost identificate 49 astfel de utilități la nivel european, doar 5 corespund cap de la toată această secvență, dar România n-a propus niciuna. Nu este niciuna pe aceste 49 de... Am băgat la cap. Am băgat dar dacă antacuzinoul nostru de ce este neglijat, dar vaccinul produs la Timișoara, care am văzut că aceeași... Păi s-au dus, l-au inaugurat, au aniversat 100 de ani. Dacă intri pe site, zici că e acum 100 de ani. Aia a fost o umilință pentru ceea ce înseamnă antacuzinou pentru România și o utilitate. Am propus, știți foarte bine că soluția mea legislativă a fost adoptată de Parlamentul României. Dar anul ăsta n-am avut nici măcar vaccin antigripal produs în România. Este de noaptea minții, mai ales că dacă atunci când vorbim despre Cantacuzino, nu vorbim despre o simplă fabrică, ci vorbim despre un obiectiv strategic care, într-un context epidemiologic extrem de complicat, care poate beneficia de finanțare europeană, poate să devină un brand de țară și care să ne asigură mult din ceea ce... Până la brand de țară, doamna Lalu, cu permisiunea noastră, merg la doamna Tatoiu. Pe post acum rulează fotografii cu domnul Arafat nepurtând mască. A ieșit domnul Arafat, a explodat azi, a denunțat o campanie de denigrare după ce au circulat aceste poze pe internet cu el la piață fără mască. Omul dă indicii că sunt de anul trecut din Iordania, că nu se purtau măști. Și indiciul e, sau mă rog, alibiul său, uitați-vă, că ar fi slăbit acum 12 kg mai mult. Vreau să comentați asta, doamna Tatoiu, și de-aia merg la dumneavoastră că bat la uși, la porți deschise. Acum, de 2-3 zile ne inundă televizoarele cu paturile de ATI pline, 1400, 1600 de persoane. Da, cazul de la Timișoara cu doctorul tânăr care s-a sinucis și toate canalele de televiziune de propagandă, eu așa le zic, ne-au vorbit despre fenomenul de burnout, că stresul medicilor, ca să citesc după amiază că omul avea probleme în dragoste și suicidul s-ar trage de la probleme psihice, asta n-am mai crezut. Ați spus, în momentul în care toată ziua ești în spital și îți iei două zile libere ca să dormi, nu prea poți să păstrezi o relație, da? E foarte greu să păstrezi o relație în condițiile astea. Dar revenim, de anul trecut, din decembrie 2019, oamenii care sunt acolo sus și au acces la informații știau ce vine.
sau măcar puteau să intuiască dacă aveau toate țiglele pe casă. Dar n-au făcut, așa cum zicea domnul Ciuhodaru, nimic, nimic. N-au gândit pe termen lung. Pentru că chestiile astea pompieristice costă mai mult. Deci prevenția e mai ieftină decât rezolvarea unor probleme pe termen scurt. În toate domeniile de activitate din lumea asta. Ori, domnul Arafat este șeful inspectoratului pentru situații de urgență. Asta este o situație de urgență. Spuneți-mi ce a făcut domnul Arafat în perioada asta, în afară să ne amenințe că suntem niște nesimțiți, care nu cu cuvintele astea, dar tot nu face muzică, da? Nu respectăm, nu facem, spălăm, nu ne spălăm pe mâini. Dar ce a făcut altceva? Că managementul nu înseamnă să dai cu bățul. Achiziții, izolete, doamna Lalu. Izolete ca pe care nu le mai văd, spitale care nu au funcționat decât cât a tăiat el panglica, despre ce vorbim? Problema mea e alta. El n-a fost ales de popor, da? El a fost numit. Ori ăia care l-au numit, ce interesau să-l țin acolo? Pe banii și pe nervii noștri. Dacă nu, ăia care îl țin acolo au o problemă cu ăia cu care s-au fi întâlnit pe în Iordania, pe unde s-a dus. Într-un limbaj academic, doamna Lalu, se spune și-a furat-o cu aceste fotografii domnul Arafat, nu? Da. L-au denigrat. Ce interesează? Domnul Adrian, ascultă. Deci, eu nu pot să zic domnul să mă prefac, da? Nu, știți cum se poartă domnul Adrian, ăia de la imobiliar, așa zic, nu zic pe numele mare. Zic. Deci, încă o dată vă spun, e duplicitar tot mesajul ăsta. Deci trebuie să începem să punem întrebări, fără să ne numească domnul Caramitru fasciști, tâmpiți, idioți, da? Punem întrebări. Dacă nu ni se răspunde, să nu te întrebi de ce începi să construiești scenarii. Cine se ascunde înseamnă că are ceva de ascuns, sau cine mă trimite în bălării, cum a făcut Câțu astăzi, la întrebările reporterilor. Nu toți suntem tâmpiți. Noi, măcar ăștia care am făcut școală înainte de 90, când am fost obligați să învățăm și nu am obținut hârtii pe care nimeni nu mi le aprobă, nu mi le convertește la Ministerul Educației, cum s-a întâmplat la Voiculescu și la alții. Da? Deci asta ne enervează pe toți. Nu restricții, nu magazine. Mă enervează pe mine și generația mea impostorii. Am scris astăzi un articol care se numește De la hoț la pungaș. Hoții fură mărunțișul. Pungașii îți fură și masa pe care ai pusă farfurie. Aici am ajuns. Și domnul Arafat stă acolo și n-a făcut nimic ca acești pungași să nu ne fure masa de sub noi. Permite să zic și eu câte ceva? Permite orice, domnule Căciu. Da. Arafat întotdeauna, bine, el are și o chestiune de asta din perspectiva psihicului. Lui îi place să se bage în față și să fie cel care și ea și încasează tot. Și guvernanții știu lucrul ăsta și îl aruncă în față. Lui îi place să iasă la televizor și să spună prostii. Adică e masochist un pic? Ce ne ziceți? Nu, dar el știe că nu îi se poate întâmpla nimic. Nu va schimba nimic. Inamovibil, da? Nu masochist. Nu, păi e pus acolo cu relații care depășesc zona politică, dar lor le convine și lui Câțu și când era Orban, le convenea să-l anunce pe Arafat în față, pentru că, pe de o parte, ei veneau și spuneau, făceau pe polițiștii buni, revin, ca să nu deconteze sau să încerce să nu deconteze politic, iar Arafat era de vină, oarecum el își lua toată ura. El e simpatic pentru el, îi place chestia asta să-și ia toată vina, că știe încă o dată că el nu va răspunde sau nu va fi retras, cel puțin din ce știu eu. Pe de altă parte, nu crezi să vă întrebați foarte tare de ce nu s-au făcut paturi ATI, de ce nu s-au făcut spitale, pentru că astea sunt cu, cum să vă spun, cu mize mici și cu șpăși mai puține, că e trasabilitatea mai ușor de făcut. Gândiți-vă că la măști și la testele acelea PCR pe care am fost obligați cu toții să le plătim, au fost niște câștiguri, eu știu, dacă iau numai măștile, câștigul de anul trecut e de 500 de milioane de euro, la testele PCR se duce la 80 de milioane de euro, aproape 100 de milioane de euro. Dacă vă uitați la firmele din spate care au acces la aceste
materiale, o să vedeți că lumea e foarte rarefiată, o să vedeți că niște fire duc spre zona politică a actualei puteri. Deci cam asta este. Deci noi ne mirăm că nu avem pentru populație. Da, domnul Crăciu, nu e interesat niciodată la nemți de populație. Mai ies la iveală astea, scandalul cât casa în păi, guvernele DNA-ul federale. La noi e omerta pe subiectul ăsta. Păi nu, DNA-ul stă de atâta timp cu dosarele pe masă și nu face nimic. Dar nici presa nu scrie, lăsați DNA-ul. Păi. Presa, mai des, că la dumneavoastră ce mai puteți să zicem niște lucruri? Păi știu, sunt... de-aia veniți, mulțumesc. Da. Știți, domnul Căciu, știți când o să aflăm? Când o să se demareze, cum a fost cu contractul cu Microsoft, scandalurile din Germania și din Franța, că și în Franța Parlamentul verifică niște miniștri, niște achiziții, și când firul va începe de acolo să se desfacă, o să aflăm și noi. Că nu, că chestiile astea sunt transfrontaliere. Nu-mi spuneți că numai la noi să pură și să face. Nu, dar chestia e macro, e globală. Din perspectiva dosarelor mari de corupție, doamna Tatoiu, noi aflăm întotdeauna când fapta este aproape de prescriere, pentru că e cel mai bine pentru toată lumea. Banul e furat, spectacolul contează, aflăm că toată lumea e mafioată, dar nimeni nu plătește. Cam asta este istoria rezolvării corupției din România. Acum nu mai refer la pandemia, și în general la marile dosare. Ați observat că toate au fost cu prescriere. Bun, da, acum... când se vrea afară, când afară se umple buba, atunci caci niște pică. Am înțeles, doamna Tatoiu, pista pe care ne-a pus doamna Tatoiu e că Arafat e demonizat pentru că știe și nu face. Doamna Lalu, dar face un pas în spate ca și comunicator esențial, domnul Arafat, evident, de o săptămână și-a furat-o de pe peste tot. E burnout, da? Adică este burnout. Da. Este, glumim. Dar să nu uităm, doctorul Arafat a fost eroul PSD-ului de aproape 10 ani de zile. Să nu uităm că în 2012 suspendarea președintelui Băsescu s-a datorat acelui meeting din Piața Universității de susținere a doctorului Arafat. Deși din 2012 până a interveni virusul SARS-CoV-2, domnul doctor Arafat, ca conducător al departamentului pentru situații de urgență, a avut rateuri, să nu mi-aduc aminte, lacul Sudghiol, acel accident când victimele strigau din apă, deci puteau fi salvate, da? Iar au căzut la ora 16, iar la ora 23 se filma că făcea respirație artificială unei victime care era moartă de foarte mult timp. Deci sunt foarte multe lucruri care se pot reproșa doctorului Arafat și pentru care nu a fost schimbat. Acum, pentru că este, să zicem, zic eu, într-o poziție mai fermă, mai severă, îi se reproșează niște chestiuni, dar mă miră cum îi se reproșează în acest moment de criză, în acele momente. De ce nu i s-a reproșat doctorul Arafat o anumită poziție? I s-a reproșat și atunci și chiar... Da, dar foarte puțin. Acum se cere schimbare. Nu, a fost ținut din scurt. Dacă vă aduceți aminte, Arafat n-a cântat pe toate televizioarele în acele vremuri. Era... președinte fiecare ministru de interne PSD, dacă tot a zis de PSD. Acum a prins o putere pentru că e bine să deconteze Arafat ca să nu deconteze Câțu sau Orba. Vedeam acest bun comunicator care este doctorul Ciuhodaru spunea, zice, domne, nu s-au făcut spitale. Iertați-mă, PSD-ul ce a făcut? Avea 8 spitale în programul de guvernare. A ridicat vreun spital în acea perioadă de guvernare și aștept pe pandemie să-mi ridice un spital. Cel de la Lescan, de care vorbea domnul doctor Ciuhodaru, e făcut în comun acord Consiliul Județean Neamț cu Consiliul Județean Iași, da? Să plătească cei doi președinți ai Consiliilor Județean, acele infiltrații care arătau spitalul în Cehal. Dreptate, acum adică... nu e memoria scurtă, domnule Ciuhodaru, când comisarul european Corina Crețu... Exact, spunea, aveți bani și vă dau bani și nu faceți... Și domnul Dragnea punea talpă la toate proiectele... În criză, iertați-mă, în criză, e ușor să critici măsurile guvernamentale, dar haideți, domnul doctor Ciuhodaru, care, cum spuneam, este un bun comunicator, să propună liderilor din PSD un comitet de criză paralel cu
comitetul actual cu niște măsuri strategice superioare și să-l prezinte țării. Într-o săptămână... A fost prezentat, cred că n-ați fost atent, a fost prezentată strategia încă din noiembrie. Iar, doamna, haideți să spunem o leacă despre spitalul ăsta de la Lelescani. Deci să zicem că cei doi președinți de CJ au fost niște ticăloși. Eu i-am invitat aici, să știți, și pe președintele României și pe ministrul sănătății, dacă este vorba despre... Să știți că rolul 3 sunt cele mai avansate spitale din ceea ce privește dotarea NATO la nivel european. Domnul doctor, pe scurt, pe scurt, că noi am mai avut discuția asta aproape în fiecare emisiune. Noi toți am văzut că plouă în Lescaniul ăla și nefolosit. Pe scurt, de ce nefolosit? Asta mă interesează. Comisia de recepție ce a făcut? E frig! Da, că e frig, s-a mai încălzit afară, chiar n-au încălzit o soluție să o facă în acest timp. Ia, și mă lăsați, da, vă întreb și eu, dar unde este spitalul de carton de la Romexpo? Unde este spitalul gonflabil de la Bacău? Iar pentru doamna, ca să fie foarte clar, Institutul de Oncologie de la Iași este ceea ce am făcut eu în Parlamentul României și care a fost finalizat. Iar pe de altă parte, în Parlamentul European, ca să nu mai spunem lucrurile așa pe lume, Spitalul Regional de Urgență de la Iași a fost semnat protocolul cu Comisia Europeană în urma insistențelor pe care l-am făcut. Nu, dar n-a fost o critică la adresa dumneavoastră, domnule. Iar dacă vorbiți despre ospitale, haideți să ne întoarcem în istorie. Nu, nu, dar eu vă spun care este realitatea, nu am niciun fel de problemă. Eu știu ce efort ați făcut pentru spitalul Oblu, da? De Oblu vorbim. De spitalul Oblu, nu? Ce anume cu el? De spitalul Oblu vorbim, nu? Doctor Oblu. Știu ce eforturi ați făcut pentru el, dar astea sunt niște eforturi personale. Eu vreau niște eforturi la nivel de partide, de mari partide, nu pentru eforturi personale. Știți că le-am făcut, doamnă? Deci dacă nu reușeam prin Comisia de Sănătate, când am fost deputat în Parlamentul României, în Comisia de Sănătate, să creștem salariile personalului medical și să dotăm fiecare spital cu un computer tomograf, n-ar fi avut cine să ne îngrijească în această pandemie, iar diagnosticul pus adesea pe computer tomograf, că vorba aceea, teste nu sunt, a salvat foarte multe vieți în România. Iar domnul Ciuhotar, nu vor fi bani nici cât au fost până acum, n-o să mai fie. Asta știm și din păcate am văzut că se reduce exact de unde ne doare cel mai tare, de la sănătate și de la educație. Bun, este adevărat. Deci, o crimă cu premeditare și acum și pentru viitorul României. Să știți că din punct de vedere al comunicării ce a punctat doamna avocat, la luare dreptate. În sensul în care întotdeauna este aruncată în fața această promisiune care a fost făcută pentru cele 8 spitale regionale și care guvernarea PSD-ALDE nu le-a dus la final. Asta este o realitate. În același timp, ceea ce nu mai este adus aminte este faptul că salariile și infrastructura disponibilă pentru medici a fost crescută și salariile au fost crescute tot de aceeași guvernare PSD-ALDE. Lucru pe care l-am simțit și la București cu, țineți minte, votați Nicu Șordan din 27 septembrie, veți face duș cu apă caldă. În toată guvernarea locală PSD-ALDE n-a fost niciodată o problemă de asemenea amploare cu apa, furnizarea agentului termic, așa cum a fost în această perioadă, deși noi am primit foarte multe critici. Ei bine, iată că acest dublu limbaj, de fapt, asta este problema. În același timp, domnul Arafat, și nu vreau sub nicio formă să... Eu am ieșit în 2012, exact la meeting-ul acela. Am ieșit pentru că am considerat că a fost o mare nedreptate ce a făcut Băsescu, domnul Petrov, domnului Arafat. Dar în același timp, am ascultat declarația domnului Arafat de la un alt post de televiziune în acest weekend, în care ne spunea că aceste măsuri au fost luate pentru că în Franța studiile de mobilitate au arătat că este o problemă. Și atunci hai să copiem modelul din Franța în România. Mă scuzați, asta este o problemă din cel puțin două motive. În primul rând, cât de prieteni și de frați am fi noi cu Franța, nu avem nici infrastructura, nici salariile, nici mobilitatea din Franța, nici măcar societatea nu este organizată de aceeași manieră. Prima problemă. A doua problemă, ce-mi spune mie această declarație despre modul în care autoritățile gestionează această pandemie? Și anume că de un an și jumătate ei n-au studiat absolut nimic din ce s-a întâmplat în România. Doamna, acum trebuie să se uite în Franța pentru a lua niște măsuri restrictive împotriva românilor, înseamnă că ei n-au studiat ce s-a întâmplat în România. Nu vreau să vă întrerup, dar face un gest, doamna Tatoiu, duce mâna la epoleți când vorbim de afaceri. Ce aveți? Cade universul din numărul dânsei. E o pisică acolo, doamna Tatoiu, ce? Nu, Mița, când se vorbesc despre Arafat, îmi strică computerul. Dar ce vreau să vă spun este...
am făcut semnul ăsta pentru că mi-aduceam aminte în contextul dumneavoastră că Băsescu a știut el ce a știut. Când și noi am știut ce am știut despre Băsescu. Băsescu a știut ce a știut, dar a reacționat prea devreme încă cei care îl susțin că Arafat nu ieșiseră la pensie. Să nu uitați un lucru. Suspendare Băsescu din cauza lui Arafat. Vine americanul, exact. Se rezolvă problemele, dar Arafat rămâne. Să nu uitați acest lucru, că nu contează neapărat politic. Ecuația de trei simplă, doamna profesor de matematică. Eu sunt fan MI6. Bine, bine. Mai avem câteva minute. Vreau să mai răspundeți la o chestiune serioasă. Domnul Tătaru, până de una zi, ministru al sănătății, bagă bățul în gard, sau cum vreți, nu, filozofează, acolo în Comisia de Sănătate, și spune că 80% dintre managerii de spital din România n-au ce să caute, sunt praf, sunt varză. Ce-i cu declarația asta? Ce ne spune nou? A găsit o situație, haideți să nu ne ascundem, a găsit o situație, mulți sunt în contracte pe 3 ani și încă o prelungire, deci nu are ce să le facă. Vă dau un exemplu, Bagdazar, da? Un manager adus de la Severin, de doamna Pintea, cu o lună înainte de a fi arestată. Este în continuare, deși a dat costumație neconformă pe perioada COVID-ului, este menținut în continuare pentru că are un... Arus a lamentat că da, au fost puși de PSD. Exact. PSD sau alte partide, nu neapărat de PSD, pot fi PSD, și alte partide. PSD, domnul Ionescu de la ALDE, da. Da? Și liberalii n-au avut cu domnul Tătaru timp exact. Să-i schimbe. Nu, dar nu pot să-l schimb dacă... Sunt proști, ăia de la PNL sunt buni. Domnule Bucur, nu pot să-i schimb dacă are un contract de management, un contract care este valabil pe o anumită perioadă, decât pentru anumite lucruri extrem de grave. Da? Ori asemenea lucruri extrem de grave pot fi dovedite doar în cadrul unei anchete de corupție sau anchete de neglijență în serviciu. Deci este foarte dificil să schimbi un manager care are un contract. A, pe perioada de urgență, unii și-au dat demisia și atunci au pus niște interi. S-a rezolvat, dar o cifră 10%, 5%. Deci asta e situația pe care a găsit-o domnul Tătaru în acel moment. A găsit-o anul trecut, după care s-a schimbat. Au fost și alegeri locale, pentru că mulți manageri de spitale sunt puși de autoritățile locale. Partea au fost schimbați din funcție și au fost puși de PNL, că a câștigat alegerile. Partea au fost puși de USR, parte de PSD, parte de UDMR, da? Dar domnul Tătaru vine acum ca o fată mare, după un an de ministeriat. Deci, efectiv, e cum să vă spun, e o floare, e un ghiocel, da? În care n-a făcut absolut nimic. Mai țineți minte când a alergat din spital în spital și ne amenința, îi schimba cu conducere militară, cu nu știu ce, făcea un spectacol și acum vine și constată exact ca... Domnul Căciu, mulțumesc pentru idee. Noi în formatul ăsta de patru, mai puțin domnul doctor Ciocodaru, care e de gardă, dar vreau să încheiem cu domnia sa și mă uit la declarația domnului Rafila, care spune: anul trecut România a înregistrat cea mai înaltă mortalitate de la cel de-al doilea război mondial. Vorbește de bolnavii cronici, cu patologii cronice. Nimeni nu vorbește de oameni ăștia, domnule doctor. Da, domnul Bucur, eu vorbesc de atâta timp, redeschide spitale pentru pacienții, că și tot de un an de zile. Există o soluție, le place sau nu guvernanților, există și altfel de pacienți și altfel de patologii. Apropo, dacă vorbim de spitalul clinic de urgență Nicolae Oblu, noi primim tot ce înseamnă accident vascular cerebral din Moldova, tumoră cerebrală, infarct, patologie care nu poate să fie aștepte. Și am văzut că domnul ministru al sănătății vrea să trimită urgențele la spitalele de cronici. De noaptea minție și, nu știu, cronice la spitalele de urgență, ce să mai fie. Iar să faci infrastructură, terapie intensivă peste noapte, înseamnă să mai ardem câteva spitale, care alea de la Piatra Neamț, că și acolo trebuie o infrastructură foarte clar făcută, tehnic vorbind, nu se poate crea peste noapte și nu-și asumă nimeni răspunderea, sau iar vor găsi câțiva dintre colegii mei drept acar pe un pentru incompetența unui ministru al sănătății. Să știți că mă așteptam ca în această perioadă să fie o strategie coerentă. De asta vorbesc de planul B de atâta timp. Să fie aplicată, mă interesează strict viața oamenilor și știința, iar dacă am face acest lucru de mâine, am avea într-adevăr un orizont de așteptare și am ști la ce să ne așteptăm de acum încolo, în așa fel încât să revenim cât mai rapid la viața noastră de dinainte de coronavirus. Așa să fie. La 1 iunie, ne-a zis domnul Câțu, trebuie să ieșim. Vă mulțumesc, domnule doctor. Doamna Tatoiu, domnul Câțu, doamna Lalu, domnul Tudor Ionescu, rămânem în partea a doua a emisiunii, avem subiecte interesante, inclusiv vreau să continuăm cu propunerea Ministerului Culturii. Știți, și la cultură avem un ministru, da? În trecut a fost realizator de programe la OTV, dar nu asta e relevant. Îi premiază pe ăștia care se vaccinează.
vaccinează, nu? Am avut discuția asta la sfârșitul săptămânii, apropo de libertatea de mișcare. Vor putea merge la spectacole, dar hai să vedem cum. Ne întoarcem după o scurtă pauză.